de la care îl avem. Vreau să te mai întreb ceva. Mai ești supărat pe Hagi? Un picuț, dar n-ai cum să fii supărat pe Gică. N-ai cum pe Gică, nu te poți supăra. Pe moment am fost supărat, dar eu trece, știi. Uh-huh. Păi și de ce ai zis un picuț? Un picuț, așa. Nu mi-a dat bine, că mai era o etapă. Era și ziua mea, și nu, dar fine. Adică nu, el așa, el oricum nu-l pot schimba și trebuie respecta pentru ce a făcut ca jucător și ce a fost ca jucător, plus că el și-a băgat banii în fotbal și a fost riscul foarte mare și chiar din punctul ăsta de vedere chiar merită toate laudele și dacă mai supără pe unul sau pe altul trebuie să-l iertă. Da, un picuțul ăsta ți-a picat bine când l-ai bătut, nu? Un picuț așa. Da. Păi ai văzut că i-a băgat pe jucător două ore în ședință. Adică ți-a părut bine un picuț, a? Când l-ai bătut? Un picuț așa, câte un pic. Câte un pic așa. Și merita. Da, da.